Astrologii vin cu vești bune pentru anumiți nativi din zodiac. Astrele prevăd o perioadă benefică din punct de vedere financiar, dar și cu numeroase cheltuieli. Berbec, ai mare grijă ce povestești în cercul de prieteni sau în sânul familiei. Nu ai vrea să deschizi cutia Pandorei tocmai când s-au liniștit apele. Taur, există o oportunitate de evoluție în domeniul profesional de care trebuie să profiți fără să mai stai pe gânduri. Ia atitudine. Gemeni, planifici deja următoarea vacanță care poate fi chiar la final de săptămână. Nu vrei să stai acasă, ci visezi să explorezi lumea. Rac, cheltuieli pentru casă sau pentru mașină. Este o zi în care banii nu stau deloc în portofel, pentru că vrei să cumperi multe lucruri. Leu, este posibil să te aventurezi într-o călătorie nouă care ține de carieră. Este foarte important să faci alegeri în funcție de ceea ce simți. Fecioară, demonstrezi că ești o persoană indispensabilă la locul de muncă, laudele și aprecierile superiorilor îți dau aripi mai mult. Balanță, revine în viața ta cineva din trecut care te poate da peste cap cu totul. Fii atent ce faci perioada asta, să nu alegi greșit drumul. Scorpion, primești o sumă importantă de bani sau câștigi un premiu generos când te aștepți mai puțin. Săgetător, întâlnești o persoană cu care ai foarte multe lucruri în comun și de care s-ar putea să te îndrăgostești nebunește. Capricorn, se rezolvă foarte multe probleme atât în domeniul profesional cât și în viața de zi cu zi. Spre seară te vei relaxa. Vărsător, este o zi cu multă creativitate și imaginație, reușești să te pui în valoare și asta îți poate aduce venituri suplimentare. Pești, sunt șanse mari să cunoști pe cineva cu care să te înțelegi de minune și alături de care să faci foarte multe activități. Relatează fanatic.ro.